credeți? Cine promovează astăzi pacea în lume? Uniunea Europeană. Și cine se face responsabil de menținerea acestei păci? Toți trebuie să ne luptăm pentru pace. Fiecare Rusiei, конечно. Cred că Uniunea Europeană, America, toată lumea trebuie să se gândească, să lupte pentru asta. Rusia de când e agresor și secole la rând a fost agresor și a luptat, chipurile au luptat pentru pace și s-a întins în jumate de Europa. Dacă o să birui ucrainenii, da, o să avem pace și o să avem și prosperitate mai departe. Sper în biruința ucrainenilor. Promovăm pacea cei care suntem iubitori de pace, de liniște, de ordine. Pacea trebuie să fie încă înțelegere între vedeți, între țări, între vecini, ca și oricare. Trăim bine cu vecinul, avem și liniște și pace în casa noastră. Toată conducerea ar trebui să facă să fie pace. Și în țara la noi, și în țara vecină, și în partea asaltă. Adică din ambele părți ar trebui cu vecinii și conducerea trebuie să lupte pentru a ne menține pacea în țara noastră. Я поддерживаю мир во всем мире, чтобы было спокойно, хорошо, чтобы люди жили нормально, дружбы, мире и согласии. Война всегда заканчивается, какая бы ни была война, ей придет конец и наступит мир, я так думаю. Но когда эта война закончится, никто не хочет сказать, никто не может сказать. Зависит не только от Российской Федерации, но и зависит и от Украины. Noi, poporul, trebuie să fim mai buni la suflet. Cine se face responsabil de menținerea păcii? Cred că guvernarea. Guvernarea și poporul care susține guvernarea respectivă pas. Și doamna președinte, care ne duce vestea peste tot. Cetățenii, atitudinea lor față de război, care influențează asupra liderilor să iei o decizie sau alta. Vina o port poporul rus cu liderii lui. Fiindcă cetățenii aleg sau, hai să spunem, sunt manipulați și acceptă, tolerează Republica Moldova. Dacă nu ne plac conducătorii, mai devreme sau mai târziu îi schimbăm. Uite, lucrurile astea să-l fac și cetățenii ruși. Apoi, draga mea, promovează Ucraina, că e război și Rusia e țară agresivă. Noi de asta știm foarte bine. Și că... Mal tău că fac acolo, dezatușul și din lumea, și copiii, distrug complet. Încă și se postarizează pe a noștri, pe alte, șor în tipul de față face dezordine din țară, complet. Ridic populația. Cine se face responsabil de menținerea păcii? Responsabil se face de menținerea păcii tot, partidul PAS. În frunte cu doamna Maia, cu doamna Gavriliță. Cam greu, că tare mulți sunt capul doamnei, Maia Sandu. Tare mulți pe partidele astea proruse și moldovenii care sunt rătășița noastră, tot înțeleg.